Să ai o afacere în vremurile acestea este cu adevărat o provocare. O simte zilnic și Mihai Anton, un întreprinzător din Vălenii de Munte, care se confruntă cu tot felul de piedici în activitatea sa industrială. La cei 44 de ani ai săi, prahoveanul conduce o fabrică de produse din piele, unde lucrează 35 de angajați, majoritatea femei. De profesie inginer în industria alimentară, Mihai a ajuns patron al fabricii din Parcul Industrial Vălenii de Munte printr-o conjunctură favorabilă și a învățat din mers tot ce este necesar în acest domeniu. În general, fabrica lucrează pentru piața externă. Am preluat această afacere din mers, eu lucrând într-un domeniu asemănător și am plecat de la a lucra pe comenzi ferme, încercăm să ne extindem, să lucrăm pe comenzi, să lucrăm și pentru România, să dezvoltăm partea aceasta de marochinărie, care lucrată la comandă, putem face produse unicat. În momentul acesta ce faceți pentru comenzile pe externe? Fețe de încălțăminte, lucrăm pentru un partener italian. Am început de curând o colaborare pentru un partener pentru piața românească, produse din piele naturală. Efectiv, tot procesul tehnologic este în România și încercăm amândoi pe cât posibil să îl facem și la niște prețuri competitive pentru piața noastră. Încălțămintea românească concurează foarte bine cu cea de pe planul extern? Foarte bine, pentru că și cea de pe planul extern tot noi o facem. Deci, ca să știe oamenii că atunci când cumpără un pantof italian, made in Italy, este făcut în România, în mare parte. Cât de greu este și ce probleme întâmpinați în afacerea asta? Greutățile sunt diverse, mari. Încercăm să le depășim, nu știm pe cât o să reușim. Legat de ce mai ales? Forța de muncă calificată, în primul rând. Fluctuația forței de muncă necalificate, dar pe care încercăm să o calificăm și datorită instabilității vieții, nu? Da. Ei migrează unde cred că este mai bine, cu toate că avem multe situații de s-au întors înapoi, au vrut să încerce și în altă parte, au crezut că va fi mai bine decât ce le-am oferit eu. Este greu în mare parte pentru că nu mai există școlile de arte și meserii unde ar fi învățat? Categoric. Ceea ce încerc eu să îi învăț în câteva luni, pentru că aici nu ai timp de învățat, că nu suntem școală. La o școală ar fi învățat pe parcursul a câtorva ani și ar fi venit aici doar să aprofundeze ceea ce teoretic au învățat în școală. Chiar și în Vălenii, unde există mulți oameni care au nevoie de un loc de muncă și tot aveți această problemă. Da. Este greu. Ce ar vrea oamenii? Să fie, nu știu, să muncească și puțin, să câștige și mult? Da, asta este o problemă generală. Cred că în toate domeniile se resimte criza asta a forței de muncă. Relațiile cu terții sunt foarte importante într-o afacere de succes. Există și la ei disfuncționalități, adică nu ne corelăm mereu aprovizionarea cu materii, materiale, accesorii, și din cauza asta uneori procesul de producție este influențat. Se întârzie o zi, două, se întârzie și cu banii o zi, două, și de aici începe cercul ăla care nu se închide niciodată. Fără bani nu faci nimic. Deci criza a afectat pe toată lumea și atunci se vede indiferent cum. Da, indiferent. Adică de pomană vă merge dumneavoastră bine dacă partenerii scârție cât de cât.
Tocmai, tocmai. Deci eu pot să am capacitatea să lucrez pentru ei câteva sute de perechi pe zi, dar dacă ei nu sunt ok să mi le și poată plăti, degeaba eu le-am făcut, ei le tâlpuiesc, le dau la export și nu se închide cercul. Când credeți că se va termina această problemă? Se vede o ameliorare, deci față de și de anul trecut, cel puțin a început cu pași mărunței, dar totuși crescători. Nu mai suntem la linia aceea, să zicem, ce am produs, ce am cheltuit, suntem cam acolo. Începem puțin câte puțin să creștem. Și pentru noi asta este o speranță. Au venit comenzi din ce în ce mai mari pe piața externă. Ca timp de execuție se scurtează. Deci dacă rezolvăm și problema personalului, atunci va fi bine pentru toată lumea. Și pentru că românii merită și ei produse de export la prețuri bune, Mihai s-a gândit să se dezvolte și pe partea de marochinărie, venind pe piață cu produse unicat, realizate la comandă. De aia am vrut să completăm partea aceasta de încălțăminte. Avem un spațiu mult prea mare pe care trebuie să-l mai ocupăm cu altceva și ne-am gândit să promovăm această mică afacere, deci suntem la început, partea de marochinărie. Poșete, genți, portofele, porfarduri, curele. Lucrăm în așa fel încât să nu semene unul cu celălalt, să promovăm partea aceasta de handmade, produse unicat, realizate ca și celelalte în serie, cât mai elegant, cât mai asortate, ca și colorit, ca și accesorii, ca și utilitate, pentru că doamnele își doresc o geantă mică, dar interiorul să fie cât mai mare. Avem și un tehnic care a fost angajat designer la altă societate de renume, având dorința de a se retrage către casă, am reușit să-l cooptăm și de ceva timp lucrăm foarte bine împreună. Pentru tinerii oameni de afaceri, Mihai are un îndemn simplu. Perseverați până reușiți! Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți, consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Vino la Lexis Ploiești pentru a învăța repede și bine o limbă străină. Cu o experiență de 20 de ani și recunoaștere internațională prin cursurile de pregătire pentru examenele Trinity și Cambridge, școala Lexis Ploiești oferă cursuri de învățare a limbilor engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă și greacă pentru copii și adulți. Lexis Ploiești, dedicată excelenței. Strada Democrației, numărul 24A, telefon 0244 542 303. De la 1 martie vă așteptăm și la cursurile de limbă italiană. Conducerea primăriei Ploiești s-a întrunit la finalul săptămânii trecute într-o ședință secretă la care au participat directorii instituției, primarul interimar, dar și consilieri locali, pentru a discuta despre deblocarea plăților pentru prestatorii de servicii publice. În timp ce direcția economică din primărie refuză să semneze anumite plăți pentru că depășesc contractul inițial, direcția de sănătate publică avertizează asupra exterminării țânțarului purtător de virus Zika. Am luat o hotărâre vis-a-vis de atenționarea care am avut-o de la Direcția de Sănătate Publică cu țânțarul care poartă virusul Zika, ținând cont de blocajul care s-a întâmplat în primărie cu câteva refuzuri la plată, până să deslușim dacă sunt
reale sau ireale aceste lucruri care au fost puse de doamna domnișoara directorul economic. Încercăm să, eu personal am să dau dispoziție să continue deratizarea și tot planul care l-au cei de la RASP. Iar luni o să meargă o delegație din partea primăriei la NRSC la București, pe firul scurt, pentru a face o verificare, să știm dacă sunt legale sau ilegale aceste contracte. Depășirile estimate ale contractelor sunt foarte mari, unele chiar de 100%, și de aceea Nicoleta Crăciunoiu, directorul economic din primărie, refuză să semneze aceste plăți până nu se fac analize amănunțite. Contract cadru cu valoare estimată și s-ar fi depășit prin prisma contractelor subsecvente. Mai multe nu pot să vă spun, deoarece am viza juridicului care spune că e legal, achizițiile spun că e legal, auditul încă nu e foarte sigur, n-am înțeles din auditare exact dacă e legal sau ilegal. Și așteptăm organe cu... Cine a refuzat să semneze și ce anume? Nu a refuzat, nu pot spune că a refuzat, ci pur și simplu nu și-a pus viza de CFPP, pentru că are o suspiciune care a fost o depășire nelegală. O depășire nelegală a valorii contractului? Exact, da. Cu ce sumă? Ce valoare are contractul? Cu ce sumă s-a depășit, domnule? S-a depășit cu o valoare de peste 100%. Deci s-a dublat, da, practic, da. Valoarea. Era 10 milioane și acum înțeleg că ar fi 28 de milioane. Pe ce perioadă? Vreau estimată. Vreau estimată. Pe ce perioadă? Pe perioadă, ce nu știu, din 2009 până astăzi, doamne că... Pe lângă firma Coral, pe lista societăților care nu au mai primit bani în contul serviciilor prestate încă din noiembrie 2015, se numără SGU Ploiești pentru iluminat public, dar și industrie mică pentru marcaje rutiere. Peste 10.000 de hectare de teren vor fi împădurite în toată țara în cadrul campaniei Luna Plantării Arborilor. Ediția din acest an a început cu o acțiune de împădurire a unei suprafețe din comuna prahoveană Tinosu. La eveniment au luat parte reprezentanții ai Regiei Naționale a Pădurilor, ai direcțiilor și ocoalelor silvice din țară, dar și tineri voluntari care au plantat pentru prima dată în viața lor un copac. Deosebire de alți ani, în acest an, am demarat mai repede lucrări de împăduriri în zona de sud a țării și mai ales în zona de câmpie, de fapt, și în vest și în sud, datorită evoluției timpului, datorită acestor schimbări climatice. Practic, în această săptămână, în partea de sub, și finalizăm lucrările de împăduriri, dar ne rămâne volum mari de lucrări în zona de dealuri înalte și munte, unde deja, vedeți, se anunță zăpadă zilele astea. Și poate că o să ne întârzie puțin, dar oricum suntem pregătiți ca și în acest an să ne realizăm programul de împăduriri atât cu rășinoase, cât cu și foioase. Vedeți că în județul Prahova mergem pe promovarea stejarului, o specie foarte importantă, o specie care este mult căutată pe piața lemnului și o specie autohtonă valoroasă pentru România. Avem în vedere ca prin tot ceea ce facem prin aceste lucrări de împăduriri să copiem ecosistemele forestiere naturale, să folosim specii autohtone, bine adaptate condițiilor climatice și condițiilor staționare noastre, tocmai pentru a obține niște rezultate foarte bune în fixarea acestor terenuri cu pădure. Angajații Direcției Silvice Prahova, împreună cu voluntarii, înarmați cu lopezi și cizme de cauciuc, au sădit puieți de stejar și frasin, dar și arbuști pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați. Primăria orașului Sinaia, în parteneria cu Transport Urban și 10 hoteluri și pensiuni de 4, 3 și 2 stele, lansează oferta o săptămână la schi. Astfel, în perioada 20-25 martie, turiștii pot beneficia de 5 nopți de cazare și ski pass la jumătate din prețul afișat la recepție. Cele 10 hoteluri și pensiuni incluse în program oferă un total de 88 de camere, reprezentând 176 de locuri de cazare. Doritorii pot accesa oferta telefonând la hotelul sau pensiunea dorită, dintre cele enumerate pe site-ul primăriei Sinaia și incluse în program. Pe baza tichetului de cazare, turiștii vor obține și reducerea de 50% la ski pass, al cărui preț va fi de 560 de lei pentru 5 zile. Condițiile de schiat sunt optime, ținând cont de noul strat de zăpadă depus.
aproximativ 80% din populația aptă de muncă a Mizilului nu are ocupație. În statistica primăriei apar doar 1500 de locuri de muncă pentru o populație activă de aproximativ 12.000 de persoane. Calculele noastre raportate la numărul persoanelor apte de muncă, șomajul este peste 80%. Nu depinde de noi crearea locurilor de muncă, adică niște investiții pentru fabrici, uzine și așa mai departe. Am parcuri industriale, nu? Deci în urmă cu mulți ani am demarat demersurile pentru un parc industrial, am crezut foarte mult în el, cu toate că de câțiva ani buni el există și acolo sunt toate dotările, nu ne satisface în sensul că până acum n-au venit investitori. Nu puțin sunt cei care așteaptă ajutor de la comunitate. Sunt șomer, aș vrea să-mi găsesc de muncă și... De fapt nu sunteți nici șomer, că nu luați banii. Nu, șom, da. Deci n-are niciun fel de serviciu, n-am niciun fel de serviciu și vreau să-mi găsesc de muncă. Nu am carte, n-am nimic, să ziceți că stau... Câte clase aveți? Zero. N-are clasă. Nicio clasă nu am. Și vreau să caut și eu de muncă. Și la ce vă pricepe, așa, măcar? La mătur, lopată, pe stradă, să lucrez pe stradă. Deci muncă brută. Muncă brută, da. Orice. Și n-ați găsit nimic? N-am, acum ați vedeți ce face domnul primar, că mi-a zis domnul primar că mă bagă la muncă. Eu iau 3.320.000. Atâta iau. Și din banii ăștia vă dați seama, să țineți și copiii la școală. Și ce munciți pentru banii ăștia? În folosul comunității, nu? Cine dă domnul primar aia facem, pentru că muncim. Ce faceți, adică? Cu mătura, cu un bloc la Baneia, ce mai are destul de făcut pe aici, pe orașul mic. Dumneavoastră aveți pregătire? Câte clase aveți? Eu n-am niciun fel de pregătire, dar așa fără pregătirea care nu o am eu, eu am căutat loc de muncă și unde mă duc, că spune, mai se face și ură de rasă, că țigani nu primim, cere diplome și îmi spune, pe unde vrei să iau eu diplomă? Măcar bagă-mă la mătură, dacă nu, bagă-mă undeva la pază, la o fermă, la ceva. Situația îngrijorătoare din teren nu se regăsește și în statistici. În ianuarie 2016, în evidențele Serviciului Public de Asistență Socială Mizil sunt 375 de dosare de ajutor social. Din aceste dosare, în jur de 500 de persoane sunt persoane apte de muncă care prestează ore în folosul comunității. La anul erau 518 persoane care se aflau în căutarea unui loc de muncă în localitatea, în orașul Mizil, și dintre care puțini, aproape 80 sau 82, erau indemnizați, deci erau șomeri indemnizați. Am avut unele întâlniri chiar și cu autoritățile locale. Noi acolo am avut punct de lucru, Agenția Județeană de Ocupare, și aceștia într-adevăr au un nivel scăzut de pregătire și nu se încadrează la toate cursurile de calificare și de perfecționare pe care le putem face, însă vom găsi niște soluții și pentru ei. Lipsa din statistici este explicată de autorități. Mulți dintre mizileni nu au muncit niciodată, unii lucrează la negru, în timp ce alții sunt plecați la muncă în străinătate.